Salut, prieteni! Mă numesc Ancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt o metodă simplă de a stimula creșterea mugurilor de rod. Uitați, aici am un păr, am legat frumos aceste ramuri, aducându-le la orizontală și uitați ce frumos au garnisit cu muguri de rod. Ia uitați, sunt pline. Bineînțeles că sunt prea multe și nu o să țin atât de multe fructe, ca urmare o să mai și rărim. Iar în anul următor o să mai ciupesc, lăsând una da, una nu. Ia uitați. Și pe partea aceea la fel. În felul acesta putem deschide și coroana, deoarece părul are tendința să crească mult pe verticală. Pe aceasta am legat-o anul acesta și la anul voi avea muguraș de rod. Dacă tăiam acest lăstar lacom, pierdeam o grămadă de rod. Ia uitați. În felul acesta s-au garnisit. Toate mlădițele astea sunt pline. Muguraș de rod. Ia uitați ce frumos. Este o metodă foarte simplă și foarte eficientă. Se poate aplica la orice specie pomicolă. Vă mulțumesc, dacă informația v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu.